În prezent, o bandă rutieră a podului este avariată după un atac ucrainean din luna iulie. În ultima perioadă, Kievul și-a intensificat atacurile asupra podului Kerch, care este principala rută de livrare a armamentului pentru armata rusă. Iar pe frontul din sudul țării, armata ucraineană continuă să înainteze lent în regiunea Zaporojie, în direcția orașelor ocupate Melitopol și Mariupol. Succesele Kievului au fost remarcate și de către autoritățile americane. We have noted over the last 72 hours or so some notable progress by Ukrainian armed forces on that southern in that southern line of advance coming out of the Zaporizhia area, and they have achieved some success against that second line of Russian defenses. Pe de altă parte, rușii spun că reușesc să câștige teren pe frontul din est, în regiunea Harkov. Ministerul rus al apărării a publicat mai multe înregistrări video cu trupele sale care luptă în Ucraina. На Губянском направлении улучшено тактическое положение подразделений западной группировки войск за счет овладения опорными пунктами противника и ключевыми высотами. Умелым применением средств поражения подразделениям вооруженных сил Украины нанесен значительный урон. Потери противника за неделю составили до 470 украинских военнослужащих, 22 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, а также 18 орудий полевой артиллерии. Autoritățile ruse au mai anunțat că au pus în serviciu de luptă cele mai moderne rachete balistice cu focoase nucleare. Satana 2, așa cum este numită de către NATO, este o rachetă intercontinentală ce poate transporta 15 focoase nucleare pe o distanță de peste 18.000 de kilometri.